Când situația de acasă este precară, familia trăiește în sărăcie sau părinții sunt plecați din țară, pentru copii este important ca unele lucruri să rămână neschimbate, să meargă la școală zi de zi și nimic să nu-i oprească din a evolua. Granturile acordate de către Fundația Târdezom în localitatea Podari le-au oferit o astfel de stabilitate copiilor în situații de risc. La centru educațional înființat cu participarea profesorilor și a psihologului școlar, copiii vin cu regularitate la activități școală după școală și activități psihosociale. În primul rând, acești copii și-au schimbat comportamentul față de colegii lor de clasă. În momentul în care au fost odată conciliați, apoi au reușit prin programul școală după școală să-și realizeze și ei temele și să vină zi de zi cu temele făcute așa cum veneau și restul colegilor de clasă, comportamentul s-a schimbat radical. N-au mai fost agresivi, nici fizic și nici verbal și practic au venit cu drag la școală. Pentru dezvoltarea copiilor, stabilitatea este o nevoie esențială, dar asigurarea acesteia cade în grija școlii și a părinților. De aceea, părinții au fost implicați în activitățile centrului și în ateliere de parenting pozitiv. Părinții, venind la activitățile noastre și la activitățile pe care le-au desfășurat cu psihologul, au înțeles că trebuie să acorde mai multă atenție copiilor. Au înțeles că trebuie să investească mai mult, inclusiv în ținuta lor, în comportamentul lor și foarte multe lucruri s-au schimbat nu doar la copii, ci și la părinți. Am o căsuță mică, așa, 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 și frumos se ridică, așa, așa, așa. Uneori, pentru o dezvoltare în condiții normale, copiii au nevoie de mult mai mult. În cazul a 5 familii ce trăiau la limita subzistenței, aceasta însemna hrană sănătoasă, zi de zi. Iar pentru a răspunde acestei nevoi, Târdezom a susținut construirea de grajduri și cumpărarea de vaci cu lapte. Familia ce trăia în condițiile cele mai grele a fost ajutată să-și ridice o locuință. La școală, cu un proiect la școală, cu fata, ni s-a dat o vacă primată și pe aia m-a întrebat că, uite, să faci niște proiecte pentru căști și dacă sunteți de acord, și a zis, cum să nu fiu de acord? Când a venit peste 10 că s-a aprobat cererea, sunteți norocoși, vă așteptăm să semnați niște acte, să virează banii în cont. Și în februarie, pe 21 februarie 2015, s-au apucat ei. Construcția casei a fost terminată în primăvara anului 2015. De atunci, familia Cârstea are o locuință decentă și o sursă de venit. Dorim să aplicăm în continuare la proiectele care suntem convinși că vor fi lansate de Fundația Târdezom, pentru că ele sunt clar un beneficiu adus copiilor, părinților, comunității. Pentru noi, activitățile Târdezom înseamnă împlinire de vise și vise noi. Împlinirea de vise continuă și în Castranova, prin proiectul Vreau la școală și în vacanță. Asistența acordată de Târdezom susține organizarea activităților extrașcolare la Centrul de Documentare și Informare, cu accent asupra dezvoltării personale a copiilor și a tinerilor din sat. Ideea de punere pe piață a acestor proiecte de către Fundația Târdezom a fost nemaipomenită. Fundația a găsit o breșe în sistemul nostru educațional. Când vorbesc de breșe, mă gândesc la faptul că școlile din mediul rural nu beneficiază de un aport de servicii prestate de un consilier școlar sau de un psiholog. Grupul țintă al proiectului îl reprezintă 22 de elevi proveniți din familii dezorganizate sau cu posibilități materiale reduse. Ei participă în timpul vacanței la ședințe de consiliere de grup prin jocuri psihosociale. M-au impresionat foarte mult fetițele care sunt surori, pentru că sunt extreme. Dar de asemenea am avut o fetiță de 10 ani care a reușit să se exprime liber, fără să aibă niciun fel de temeri sau să nu reușească să-și exprime cuvintele. De la o activitate la alta, ei învață să comunice mult mai bine. Deja când vin la următoarea ședință de consiliere, sunt mult mai dezinvolți și curioși să vadă ce o să facă în ziua respectivă. Și curiozitatea lor pe tine ca și profesor specialist te bucură. Început în anul 2015, proiectul centrului din Castranova va continua cu ajutorul granturilor
să le dezvolte copiilor abilități de viață și le va da primele direcții de dezvoltare personală.